Ia o bună dimineața, n-o să vă vină să credeți unde suntem. Astăzi am ajuns în celebrul rice trekking de aici din, de lângă Ubud, care se numește Banjar Manchingan Rice Trekking. Deci dacă ajungeți în Ubud sau pe lângă Ubud, bă, locul ăsta e magic. Că voi aici undeva aprilie-mai, când orezul este încă necultivat, view-ul de aici este senzațional, credeți-mă, este senzațional, a meritat fiecare efort pe care l-a dat să ajung aici. Hello! Apa kaba? Love. Apa kaba? Love. Ok. Ok? Ok, prima, ok. Ok? Four years old? Asta seamănă cu Penglipuran Village, zona asta. Domnule, iată! Hello! Cinci ore mai târziu, am terminat acolo de filmat. Sper că v-a plăcut imaginile de sus. Acum ne-am oprit să bem o cafea, ne îndreptăm către o cascadă, avem pe radarul nostru două, de fapt, dar din păcate e deja ora 3, 3 fără 10, nu mai avem timp, deja avem sunset-ul undeva la 6, deci încă 2-3 ore de acum încolo de filmat. Asta înseamnă că probabil vom mai merge la încă o cascadă. E umană. Gata, am ajuns la Tibuana Waterfall. Trebuie să plătim. Venim aici, stai să vedem cât costă. Cât a costat? 20.000. 20.000 de om sau? Da, de om, da. Și ai plătit 60.000, da? Deci Tibuana Waterfall, dacă veniți, trebuie să plătiți 20.000 de om. Apare nu trebuie să plătești parcare. Normal trebuie să plătești parcare, nu intrarea la cascadă. Aici văd că e diferit. Și să vedem cum e, full de lume. Și nu cred că putem să filmăm nimic, dar haide să încercăm. Hai că dacă se rupe ăsta cu tine, ce faci? Da, cum era de așteptat. E deja ora 4. Lumina este foarte proastă și e plin de lume, frate. Ce diferență față de cum arăta Bali pe timp de pandemie și cum arată acum. Mor. Wow, câtă lume e aici. Da. Gândiți-vă de două ori până vreți să vizitați o cascadă, la ce oră veniți. Asta e cel mai important. Sincer să vă spun, nu știu când să vă spun să veniți. Dacă veniți seara, arată așa. Cascada e ce trebuie, dar e plin de lume. Full. Mă uitam pe Instagram de dimineață și vedeam că cineva a avut nunta și a făcut pozele de nuntă fix aici. Asta înseamnă că a fost full. Deci că vii de dimineață, că vii la 12, că vii seara, este foarte aglomerat. Trebuie să fii pregătit să aștepți asta. Probabil pentru niște poze, câteva shot-uri, trebuie să stai jumătate de oră, oră. Ce faci, Cori? Pregătesc. Crezi că ai vreo șansă? Nu cred, dar încercăm. Vrei să te bagi în apă? Nu, nu vreau să mă pe aici.
Mi se pare că e prea multă lume, nu știu. Adică nu știu cum ai putea să-i scoți pe ăștia din cadru. Instagram versus reality. Da. Numai dacă faci aici. Hai să vedem ce prindem, să mai încercăm un birou, să vedem. Să scoatem ceva din locul ăsta dacă tot am venit până aici. Dezamăgit puțin. Ce faceți, fetelor? Ați obosit? Cum a fost ziua de azi? Obositoare, dar și frumoasă. V-ați trezit vreodată pentru poze și video la 4 dimineața, ca, da, ca astăzi? Ai mai făcut asta? Da. Da? Nu? Dar atunci, special pentru video și poze. După frigul de azi de dimineață, acum fiind foarte cald, tu ai mers pentru prima dată cu scuterul astăzi, nu? A doua oară, dar prima dată... Bine, prima dată nu but prin trafic, ca lumea, că prima dată ai mers așa la drum drept, erai singură. Ce ziceți de cascada asta? Ce spuneți de cascada asta? Multă lume, merge. Energia de crește, relaxantă. Din punct de vedere a turistului, eu mă zic punct de vedere a creatorului. Păi acum hai să vorbim din punct de vedere al content creatorilor, da? Că și tu faci content de travel. Cum ți se pare? Prea plin lumina, prea bună. Păi cred că și dimineața dacă vii, lumina e la fel de proastă, pentru că te uiți de jur împrejur, sunt copaci. Și la ora 12, când e fix... Atâta ce-am văzut pe Instagram, din cadă lumina, sunt acele raze de soare și atunci, da. Dar, place. Mie nu-mi place că e prea multă lume. Asta da. Eu pot să văd diferența cum era pe timp de pandemie și cum e acum. A devenit prea turistică. Eu cred că n-a devenit prea turistică, cred că la fel a fost dintotdeauna, doar că eu știu altfel. Asta e singura diferență. Poate pentru că... mai wild. Cum? Poate găsim altele mai wild. Greu de găsit, da. Insula e destul de mică să poți găsi așa cascade random care să fie super tari și în același timp, pentru că localnicii, nu da, în general localnicii când au ceva de genul ăsta, în spatele curții să zicem așa, că ei locuiesc aici, încearcă din răsputeri să fructifice, știi, să facă un bani, ei așa supraviețuiesc ei, a început și ploaia, mă jur. Dar una peste alta, merită? Merită, 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 dacă vrei poze. Dacă vrei poze, nu? Dacă ai răbdare cu asta, da. Eu nu sunt de aceeași părere cu voi, nu pot să împărtășesc aceeași părere. Mi se pare că chiar e foarte multă lume, știi, și ar trebui cumva să ai așa ferestre în care fiecare să-și facă treaba. Da. Pentru că gândesc ordine, puțin aici. Dar n-ai cum să respecte la tu, ar să respectă. Da, asta am vrut să zic, sunt cascade unde da. Adică eu dacă ar trebui să aștept jumătate de oră și după să am jumătate de oră, nu mă deranjează. Imaginați că sunt oameni care vin direct din Uluatu sau vin direct din nord pentru cascada asta. Da. Și să vin aici să nu poată să iau un cadru, un cadru sau o poză că e cineva care, nu știu, înnoată, pur și simplu nu face nimic, înnoată în piscină. E trist. Da. Dar e... tipa aia care ți-a râs în față și mi-ai zis să o dai la o parte, da. Sunteți pregătite pentru mâine? Ce mâine? Ce facem mâine? Mâine îți plecăm în Sideman, da? Da. Dar suntem aici la graniță cu Sideman, mâine doar schimbăm cazarea, mergem în Sideman și acolo... Și avem un itinerariu de locuri superbe. Uite el, că noi două, atât puțin eu, nu m-am ocupat deloc. Da. Cam despre asta e vorba. Dacă vreți să veniți și să aveți loc, să vă faceți treaba, să vă luați footage-ul de aici pe care îl vreți, cred că trebuie să vii, să pierzi o oră, două, trei, să pândești, să zic așa, când sunt mai puțini, în general la mijloc, nu? Undeva la mijlocul zilei, când începe căldura să-i omoare.
se împuținează din ei și ai mai mult loc, dar iar la ora 2, dacă încep să filmez pe aici, totul e ars. Uite și acum, dacă vă uitați puțin, lumina nu este cea mai bună, adică uitați-vă cum se vede. Cam asta a fost astăzi. Am bifat două chestii foarte interesante aici în Ubud Tembucu, zona de Ubud Tembucu, unde am avut trekking ride-ul ăla, ăla a fost superb, chiar a meritat trezitul de dimineață pentru ăla. Și cascada asta, ușor dezamăgită ea, dar le-am luat la fete câteva puticiuri foarte bune, sper să le și folosească. Cam atât pe ziua de azi. Ne vedem mâine în drum către Sideman și vedem ce găsim și acolo. Că călătoria asta pe care am început-o săptămâna asta a început în Uluatu, mergem și dăm roată tot Bali până în nord, ajungem până în Handara Gate, sperăm să vizităm și Sepungul și după coborâm din nou către Canggu. În Canggu se va termina experiența asta Bali 2023 și vine o destinație super șmecheră aici pe canal, stați aproape că e ce trebuie. Bun. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că vă uitați la mine, ne vedem pe Instagram, vibe_nomad, acolo vom fi în timp real și răspundem la toate întrebările, aici pe YouTube, bineînțeles, lăsați în comentarii ce vreți să mai vedeți din nordul Valiului, poate există ceva ce nu am pe hartă și na, mă pot opri să filmez pentru voi, întrebați-mă informații, vă răspund cu plăcere și până data viitoare, cum vă spun de fiecare dată, travel mode!